Hai să vă rup telefonul! Bro! Astăzi să reacționăm la un prank. Vreau să vă zic că n-am văzut un prank bun de ani buni. Mie mi-a apărut clipul ăsta random pe YouTube, așa că hai să vedem despre ce este vorba. Clipul se numește Leșinăm pe stradă și e un prank în care doi tipcică leșină pe stradă. Hai să vedem despre ce e vorba. Bă, că după poate direct omul meu. Bă, fără doar și poate, n-am mai stat, s-a dus direct. Ia, sare cineva? Sare, mă, se dea cu apă sau cu ce? Mă, dar se lasă rău de tot. Ok? Astăzi o să aflăm cât de binevoitori sunt oamenii să te ajute în 2024. Bun, bun! Bro, mare trântă, dar ce are rucsacul ăla de stat așa de blejer? Jesus! Vă dați seama cât încredere are? Ăștia sunt tipii care filmează și hai să vedem. Mamă, la autobuz aici e multă lume. Sunt mulți bătrâni, chiar sunt curat. Serbia? Serbia, Serbia! Bă, disorganized? Sorry. Ia să vedem ce se întâmplă. Deci cine dintr-o dată gen? Bine, e și cald, deși vară s-au gândit bine. Eu! Bro, a tine pe spate, nu ezită nimic, omul meu! Ia că sare să-l ajute? Rămâi până la venea să vezi reacția? Salut, vagabondule! Știți cumva cum s-ajută la mall de aici? Da. La mall? Na mol! Gata, promit că nu mai fac ca prostul. Trebuie, treci centru, ajungi unii. Păi și cum, leșină random gen? Și mult până acolo. N-ai GPS. E mult până acolo? Nu știu de ce nu merge. Și mi-e și foaie, deci merg de nu știu cât timp și așa grea geanta asta. Ah, ok. Nu știți, autobus ceva care duce. O bagă pe asta că e greu gen, că e obosit, cred. Fac că nu mă simt prea bine. Ia? Ia? Bă. Știu că nu e de râs, dar gen faptul cu dintr-o dată zici că se lasă din desenele animate, nu știu, Goofy cineva așa pe spate e funny. Ia să vedem cum reacționează oamenii noștri. Ia, sun la? Da. Ar trebui să sun, nu? Bine, dacă ar fi pe bune gen. Și... ia, este celălalt. Bro, what? Mai de p***a mea, înțeles că nu vine la mine. Să vezi! Bro, literalmente a zis la navalieră să vezi că nu vine la mine. Insane. Haide. Bă, cred că am vrut să le scoată la date pe astea două și nu știu cum să o gândi. Bă, prank-ul ăsta e absolut genial. Ia? Ai amețit? Cred? Nu, sunt ok. Ia, nu s-a lovit. Vrei să stai aici, nu sunt ok. Poate puțin, omul nostru a înscris, bine rău. Bă, dar mă gândiți, ce avea, mă, frate, în rucsacul ăla ceva? Ce poate să aibă? Perne, pături, ce poate să aibă, frate? Lăsați-mi comentarii dacă știți. Te aduce liniște, nicio treabă. Bă, sunt curăț la mai bătrâni, uite. Bine, la mai frate. Bă, stai. Ok, ia că s-ar amândoi în ajutor. Tipa și tipul. Da. Ești ok? Da. Ești ok, da? Bă, dar nu lasă și reacția oamenilor, bă, după gen, nu le zici că e prank? Mamă, aici e toată grădinița. Ca în Minecraft a căzut, bro. Bro, da, ăsta a putut să dea cu capul, bro, e insane. Stai așa, uitați-vă și voi, gen, bine, e un pic mai încolo de bordură. Bă, da, se arunc cu omul meu. Mamă, cât de... vai de capul meu. Da, ok. Cred că de la soarele ăsta. Stai undeva la umbră, stai undeva la umbră. Jesus! M-a luat aiurea. M-a luat aiurea. Mă duc la gară, către gară. M-a luat aiurea, mă duc la gară, către gară. Scuze că mă vine să râdă. Știți cumva cum să ajung la mall de aici? Bă, s-a dus omul meu direct la porumbei. Da, în direcția aia. În direcția aia. Trebuie să te ieși din parc și gen pe acolo, în spate, pe dreapta, dacă e pe dreapta, după pe stânga, trei străzi încolo ajungi, știi ce zic? Că așa de, nu știu, parcă nu mă simt bine și vin și de mult. Ok, joacă mai bine, băiatul ăsta, îmi place rău gen cu joacă. Nu știu, nu este autobuz ceva care aș putea să iau. E mișto că îi ține și de vorbă pe unii. Bă! Bă, ce puțin, mă! Băieți! What? Bro, cum să întrebi? Bă, ce ai pățit, mă, că vezi pe unul că efectiv cade la pământ. Băieți! Știți cum unde-i gara? Gara? Care gara? Gara de pleci la trenul, nu? Gara mare? Gara de pleci cu trenul? Gara de pleci cu trenul, nu altă gara, nu gara aia de la cum cumperi de mâncare de la gara, ce poți să faci gen? Bă! Chiamă salvare! Ce? Telefonul!
what? Nu, nu cred așa ceva. What? Cum să zici mai așa ceva? De, efectiv, chestia asta e insane, bă, nu, trebuie să mai văd o dată. Ok, gara, gara. Gen gara de pleci la tren, nu? Gara mare? Gara de pleci la tren, nu, gara mare? Bă! Chiamă salvarea. Chiamă salvarea. Dar nu știu care a zis, mă, ăsta să cheamă salvarea? Sau ăla a zis, hai să-i furăm telefonul! Bro! Insane. Efectiv, insane. Bă, da, gen... Nu înțeleg. Cum poți să zici mă așa ceva? Gen, înțeleg mă, frate, ok, poate să-mi săriți în cap, sunt copii. Dar bă, gen, trebuie să sune, frate, dacă știi că sună la 112, dacă se întâmplă ceva sau chestii de genul, dar... Bro, hai să-i furăm telefonul la un om care a leșinat. Ok. Mamă, dar se vede că l-a filmat ăsta, gen. Niciun stres, omul meu, niciun stres, te duce pe lângă. Bă, nu, dăm și nouă mână de ajutor. Oh, nice. Băieți. Pentru că ai rămas până la final? Ia, ne arată și fața asta? Da, insane, în sfârșit, frate. În sfârșit, cineva care a reacționat cum trebuie normal să reacționezi, frate. Încerci să dai primul ajutor, între timp poate să sune cineva dacă... Bă, e foarte, foarte mișto, foarte frumos. Sorry. W, încet, efectiv, we pentru băiatul ăsta. I'm sorry. Părâtul meu, sorry. Ok. Și că vrea să vadă cum o să reacționeze lumea dacă s-ar întâmpla o chestie de genul. Yeah, thank you. Foarte open mind și oamenii de aici. Because it's 2024? It's perfect, man. It's 2024 and people don't react to these things. Da, efectiv, nu reacționează. Reacționează, omul meu! Hai să-i furăm telefonul! Băi, save-mă copilul ăla, bro! Cum să fie atâta de român? Ești prea român să faci asta. No offense, că și alte nații fură, dar zic. Contează de oameni de nație, dar așa ca paranteză, fapt divers. Doamne, insane. Îmi place rău canalul ăsta, o să mai reacționez la chestii de la ei dacă mai vreți. Acum ne arată fazele gen... Reacțiile oamenilor până la final. Da, mă, le zice că e prank. Ok. That's nice. Bă, îmi pare rău că v-ați speriat chiar așa. Deci du-te de aici. Lasă-ne. Te rog, du-te de aici. Bă, oricum, drăguță. Drăguță reacția. S-a ridicat după bancă să încerci să-l ajute. E mișto. Bă, faza e că știi cum e, dacă vezi pe unul că efectiv pică dintr-o dată la pământ, poate te și blochezi. Sunt persoane poate care se blochează, n-ar ști cum să reacționezi și atunci mai automat unii reacționează bine și în felul lor. Dar normal trebuie să ajuți, îți dai seama. Ia, a filmat băieții, a camera ascunsă. Scuzați dacă v-am speriat sau... Ok, nice. Avem aici niște perni, totul moale. Da. Are perne, ok. Deci perne are, nice. Mișto. Ia. Ești bine, bă? Bă, dar de vine la asta să râde, stai cu telefonul. Ia uite, s-a uitat direct la cameră, bro. Ce cala? Unde? Mamă! Ok? Cred. No way, bro. No way. Hai să-i furăm telefonul. Da? Nu știu. Actor bun, într-adevăr. Da, ceva băie să fumezi. Bă, iată ceva băie să fumezi! Insane. Ok, hai să vedem, next. Bă. Ăsta râde? Bă, mă, leșinat, bă. Mamă, stai că n-are semnal, N-are semnal, bro, what? Hai că v-ați prins, așa-i? Stai să, că a fost el aici, prea obvious. Normal? Mie nu mi se pare că s-a prins, mi se pare că era gen... Nu știu ce să facă. Cum ar reacționa oamenii în 2024 dacă s-au întâmplat? Dacă era real, în general nu cred că ai fi căzut pe spate. Dacă era real, normal că sunam ambulanță. Bă, ok, discutabil cu căzutul pe spate, da. Probabil să nu fi căzut neapărat pe spate. E și cumva chestia asta, îl vezi cu dita mai ranița aia în spate, bă, frate. Cu dita mai chestia, adică se vede că e plină de ceva să atenueze căderea. Dar da, ia, pot să-i dau dreptate băiatului. Bă, mă bucur că oamenii reacționează pozitiv. Adică... A fost nice, chiar a fost nice. A venit unul la mine și-a desfăcut o sticlă cu apă și m-a stropit, efectiv. Da. Da, puteți să vedeți vlogul dacă vedeți pe YouTube. Ala chiar nice. Căutați doi tipi. Doi tipi? Cum? Așa. Doi tipi, da. Doi. Doi. Și ok dacă vă punem? Poți să ne pui, așa. Super. Oricum nu ne se vede, mulțumim. S-a văzut la fața puțin, dar mă rog. Ciao, mersi. Nice.
Zi faină. Băi, eu nu pot, e bun, îmi vine să râd. Da, chiar îmi vine să râd de băiatul ăsta, e. Da, e mișto. Da, chiar e mișto. Adevărat, subscribe! Bă, super mișto clipul, mi-a plăcut maxim. Nu uitați, fraților, să băgați un subscribe, cum a scris și pe ecran, un like, un comentariu. Apropo, avem și noi un Q&A activ pe canal. Intri aici pe tabul de comunitate pe canalul meu și lași o întrebare, pentru că vreau să fac un Q&A. Puteți să mă întrebați orice, răspund la orice întrebare, fără dar și poate. Un follow pe Insta, follow pe TikTok, pentru că suntem live în fiecare dimineață la ora 11 pe TikTok cu gaming. Acolo suntem sute de persoane. Vă pup, vă las, până data viitoare, multă baftă, bye!